Atâta rău ne face telefonul ăsta. Atâta rău creează în biserică, în relația dintre noi, în familii, în lipsă, în comunicarea noastră. Știți Psalmul 139 parafrazat pentru telefon? Nu știți, așa e că vi-l citesc eu. Ziua voastră norocosă astăzi. Telefonule, tu mă cercetezi de aproape și mă stăpânești. Tu stabilești când stau jos și când mă scol și de departe, telefonule, îmi controlezi mintea. Tu dictezi când umblu și când mă culc și GPS-ul tău îmi urmărește toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu îl și înregistrezi cu totul. Tu mă controlezi pe dinapoi și pe dinainte și îți răsfrângi radiațiile peste mine. O versiune nouă, atât de minunată, este mai presus de buzunarul meu, este prea scumpă să mă pot permite acum. Unde mă voi duce departe de semnalul tău? Și unde voi fugi departe de notificările tale? Dacă mă voi sui la mansardă, tu ești acolo. Vă doare, așa-i? Dacă mă voi culca în demisol, iată-te și acolo. Dacă voi lua avionul în speranța unui sejur liniștit la mare, și acolo rețeaua ta mă va însoți și datele tale mobile mă vor acapara. Dacă voi zice cel puțin întunericul mă va liniști și va intra în stand-by ecranul tău, iată că nici întunericul nu este prea întunecos pentru tine, ci lanterna ta strălucește ca ziua și display-ul tău ca o lumină. Tu mi-ai consumat toți neuronii. Tu m-ai croit după planurile producătorilor tăi. Te laud că ai făcut din mine un robot atât de minunat. Minunate sunt manipulările tale și ce intoxicat e sufletul meu prin ele. Deformarea mea nu era ascunsă de tine când am fost luat în vizor într-un loc tainic, în adâncimile unui laborator IT. Când nu eram decât un potențial utilizator, programatorii tăi mă vedeau și în softul lor erau scrise toate apucăturile mele, care mi erau rânduite mai înainte de a fi apărut vreuna din ele. Cât de nepătrunse mi se par tehnicile tale de înrobire, telefonule, și cât de profund este efectul lor. Dacă le număr, sunt mai multe decât gigabaiții tăi. Dacă mă trezesc, sunt tot cu alarma ta. O, telefonule, de a ucide pe cel ce vrea să mă depărteze de tine. Depărtați-vă de la mine, oameni care vreți să-mi impuneți restricții de utilizare. Ei vorbesc despre tine în mod răutăcios. Îți folosesc brandul ca să te discrediteze. Ei, vrăjmașii tăi, să nu urăsc eu telefonurile pe cei ce te critică și să nu-i detest eu pe cei ce stabilesc limite pentru utilizarea ta. Da, îi urăsc cu o ură desăvârșită și îi privesc ca pe dușmanii plăcerilor mele. Alintă-mă telefonurile și captivează-mi inima. Verifică-mi istoricul utilizării mele. Vezi dacă nu am început cumva să te neglijez și resetează-mă pe calea veșnicei dependențe. Psalmul 139 pentru telefon. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin.